Nu scăpăm de nori și ploi nici joi. Temporar va ploua în Banat, Oltenia și Muntenia, unde cantitățile de apă vor depăși izolat 20 de litri pe metru pătrat. În celelalte regiuni, ploile se vor semnala local și vor fi în general slabe cantitativ. La munte, precipitațiile vor fi mixte. Temperatura continuă să aibă valori mai mari decât mediile climatologice, în special în regiunile intracarpatice. Maximele vor fi cuprinse între 4 grade în Moldova și 15-16 în nord-vest. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sudul țării și în zona înaltă de munte. Izolat se va forma din nou ceață. Joi la Giurgiu, norii vor fi prezenți pe cer aproape toată ziua și se vor semnala averse. Precipitațiile nu vor fi însemnate cantitativ, iar temperaturile se mențin mici pentru această perioadă. Astfel avem joi, la Bolintin, Mihăilești și Ghimpați, 7 grade. La Hotarele, Izvoarele și Comana avem 6 grade, iar la Giurgiu, 7 grade Celsius. Viteza vântului va atinge 20 de km pe oră nord-est. Presiunea atmosferică este de 764 mm coloană de mercur. Apele Dunării sunt în scădere cu 2, respectiv 8 cm. Cota probabilă este de 291 cm. Umiditatea atinge 99%.